Bună găsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a misiunii Radiografia Zilei și la această Radiografia Zilei ne propunem ca acum, după ce lucrurile s-au liniștit, la aproape o lună de la încheierea turului de scrutin cu privire la alegerile locale, să discutăm, așa cum se spune, la rece și nu la cald, am făcut-o și atunci. Discutăm despre modul în care, practic, s-au schimbat foarte multe lucruri, aproape neașteptate, pentru că previziunile referitoare la anumite localități, la anumite regiuni ale României, la anumiți candidați, la anumite orașe și previziuni legate de anumite formațiuni politice erau conturate, considerate fiind reale în societate și am observat că, de fapt, am avut mari surprize în foarte multe orașe pe care, de fapt, le consideram destul de predictibile. Mă refer la aceste, aș putea spune, previziuni, ca să fac un joc de cuvinte, sau predictibil parcursul alegerilor de la momentul în care a început campania electorală și până la momentul încheierii acesteia, inclusiv încheierii turului de scrutin și a numărării voturilor. Vorbim cu domnul George Mândilă, ex-consilier județean și cumva un cunoscător, aș putea spune, în politica românească, pentru că a îndeplinit diferite funcții legate de reprezentare politică, legate de consiliere politică, legate de, până la urmă, analiză, pentru că și din interiorul sistemului poți face analiză. Bun revenit, domnule Mândilă, la Litoral TV și mulțumesc că ați onorat invitația. Sunteți prezent aici. Bună seara tuturor telespectatorilor, bună seara, domnule Tușa. Mulțumesc frumos. Îmi face plăcere să fiu din și nou mie, la Litoral. Și mie, deopotrivă. Haideți să începem. Să începem, aș putea spune, comentariile și, cum se spune, să curgă discuția. Cum vi s-a părut, de fapt, această campanie și cum vi s-au părut alegerile? Campania predictibile culmea, sau ar fi trebuit să surpriză? Fie puțin mai civilizată decât cea din 2016. În ce sens n-a fost civilizată? Noi, înaintând în democrație, da? Ușor, ușor ne finisăm, da? Devenim da? Mai civilizați, mai stilați. Am văzut, în schimb, foarte multă golănie pe Facebook. La televizor mai puțină, s-a jignit la modul personal, nu mă așteptam, adică toate băierile răului acolo au fost desfăcute și oamenii au folosit cuvinte, dar nu era locul lor acolo. Da. Din pricina asta am spus că pe Facebook campania a fost mai urâtă decât data trecută, mă așteptam să fie mai frumoasă. În schimb, în outdoor, ce am văzut noi pe stradă, e evident că a fost mai curat. Întotdeauna e mai curată din 4 în 4 ani. Da. La da. Televiziune... Curată, adică decontaminată de injurii, de acuze, o de dată critici... și de mizerie, de mizeria hârtiilor. Adică am înțeles, mai văzut tot felul de afișe lipite, da, aiurea, alandala, tot felul de postere aruncate. Da, da. Adică suntem mai curați, se pare, în timpul campaniei electorale. După aceea, la televizor, totuși, emisiunile au căpătat decență, da, ceea da. Ce e foarte important. Nu se mai țipă, nu se mai jignește în direct, nu se mai înjură și nu se mai bat oamenii în da, studio. Da. E foarte important. Din pricina asta, consider că campania a fost cum a fost. Din punctul meu de vedere, a fost ok. Eu știu campanii din 2000, cu acele țin minte și pe alea din anii 90, cam cum se desfășurau și cam ceea ce se întâmpla pe la televiziunea română. Așa că mă declar bine, mulțumit și mai din puțină, punct de vedere. Aveam și mai puțină experiență de comunicare politică, elita politică reinstaurată sau instaurată, dar mai mult decât atât aveam o puțină cunoaștere a comunicării politice noi, cei din societate. Adică reușeam evident, să comunicăm și să ascultăm. Dar anumite exagerări exact, se vedeau, exact, nu era exact. Nevoie de știința comunicării da. Politice, să vedem acolo în juriile grosolane la care se dădeau foarte mulți candidați. Da. George Mândilă, s-a produs o schimbare radicală. Foarte multe previziuni conturau anumite orașe care erau arondate unui partid PSD-ului, alte orașe tradiționale PNL-ului, formațiuni politice nou apărute în spectrul politic, vorbind de alianța USR+, și chiar recent, aș putea spune, venind din urmă, Pro-România, care cumva e un fel de partid al nemulțumiților din PSD. Cum comentezi, de fapt, înlocuirea garniturilor, că până la urmă nu doar șeful administrației este cel care e important, ci întreaga, aș putea spune, echipă de administrație, fie la primărie, fie la Consiliul Județean. Haideți puțin aici să, de... vedem, da, te rog, te rog. Să vedem niște cifre, da, nu le dăm exactele, dăm aproximative. Da. Să vedem unde eram înainte de alegeri. Unde era monetă de aici? Partidul Social Democrat avea Consiliul Județean, Primăria Constanța, da? Năvodariul da? Și restul erau numai localități mici. Da. Pe care le conduceau dacă dădeam, primarii PSD. Așa, dacă dădeam la o parte municipiul Constanța, vedeam că Partidul Național Liberal păstorea mai mulți cetățeni
decât PSD-ul. Grupat per totalul localităților, da? Mici sau? Nu numărul de localități, cât numărul de locuitori. Fiindcă aveam Megidia, Mangalia, Cernavodă, Ovidiu, Cogălnicianu, Cobadin, Techir, Gheorghe, Forie, nu mai intru, Valul lui Traian și tot așa. Nu mai intru toate localitățile. Aveam 30 sau 31, 30 de primării. Da. 30 de primării care erau mari imediat după municipiul Constanța. Acum, la ce s-a câștigat și la ce s-a pierdut, fiindcă întotdeauna știți cum se spune la alegerile locale, câștigi o treime și pierzi o treime din primari. Da. Una peste alta îi ții cam păstrezi. Este o constantă? Se cam vede așa. Uitați, noi de pildă am pierdut 7 sau 8 primării, noi PNL-ul, și am câștigat alte 7-8 primării și numărul de primării este același. Da. Evident, am adăugat primăria mare. Da. Bijuteria de pe coroană, cu alte cuvinte, am pus primăria Constanța. La ora actuală, dacă iau primăriile PNL-ului, primele 11, ca mărimea populației de la Constanța și până la Techir, eu îl dau un exemplu, trecând prin Mangalia, Megidia, Cernavodă, Ovidiu, Mihail Cogălnicianu, Valul lui Traian, etc., Murfatlar, Hârșova, Eforie, noi avem 500.000 de oameni în gestiune, oarecum. Da. Da. Dacă iau primele 4 localități ale PSD-ului care le mai țin la ora actuală, adică numai Năvodariul a mai rămas cap de afiș, după aceea ar veni Cumpăna, Lumina, Cobadin, mi se pare că s-a câștigat din nou, deci ar fi vreo 70.000 de oameni. Nu mai pun la socoteală de la locul 11 până la 31, la 31-a primăria PNL-ului, care ar mai fi încă 20 de localități, probabil ar mai fi vreo 100.000 de locuitori. Păi județul are în total vreo 800.000. 780.000 de locuitori, dintre care noi cred că gestionăm vreo 600.000 de locuitori, iar diferența gestionează PSD-ul și ar mai fi vreo 5 primării, dintre care 3 ale PMP-ului, micuțe, dar spectaculoase. De ce vă spun acest lucru? Este vorba de Corbu, Costinești și Castelul sunt la PMP. Perul ecologiștii, surpriza acestor alegeri, au câștigat o primărie, mi se pare că Istria, din ce-mi dau seama. Da. Și ar mai fi Aderul, dar tot așa în zona PSD-ului este, cu celebra primăriță de la Saraiu, doamna Dăminela Irimia, care e spectaculoasă pe rețelele de socializare. Da, de fapt, Aderul nu a câștigat în perspectiva formațiunii, cât în perspectiva candidatului. Da, iau numai la votul de primar, nu știu ce s-a întâmplat în consiliile locale, n-am avut timp să mă nici nu prea a fost important. Și cred că nici nu m-a interesat cine este primarul și cum se pune problema la Consiliul Județean și la primăria municipiului reședință. Este revelator cu privire la ceea ce înseamnă de fapt primăria și este revelator șeful echipei, deci, adică interfața. Știți ce s-a întâmplat? Dacă e să ne întoarcem în timp, am devenit noi baronii. Da. Adică ceea ce ținea Mazăre și cu Nicușor Constantinescu în 2004, 2008, 2012. Și acum o să vi se spună baronii galbeni? O să ni se spună nouă baronii galbeni. Noi deținem toată puterea, din ce îmi dau seama. Da. Deci avem Consiliul Județean, avem majoritate în Consiliul Județean, o să dăm vicepreședinții la Consiliul Județean, o să ne luăm un aliat în USR. Avem guvernul, avem președinția, avem tot. Deci suntem baronii. Bun, să mergem din mai departe. Din păcate, nu-mi convine această afirmație, dar așa este. Am plecat de la Constanța. Nu vreau să discutăm legat de, nu știu, sintagme, denumiri, porecle legate de partide. Nici mă interesează. Mă interesează, de fapt, reprezentarea care este mai realistă și reprezentativă până la urmă. Am plecat la Constanța, Bucureștiul. Cum ți se pare Bucureștiul? Mie, eu cert, eram convins, practic, și avem o certitudine că va câștiga din nou PSD-ul. Nu știu de ce, pentru că era un război destul de aprig acolo între PNL în alianță cu USR Plus și PSD-ul. A fost o mișcare foarte bună de a-l susține pe Nicușor. Da, da. Dacă PNL-ul punea candidat, se încăpățâna. Da, să facă... Să facă jocul unui partid mare, de a spune totul la noi. Da? Noi suntem partidul dominant și noi trebuie să punem candidatul, nouă ni se cuvine. Au fost inteligenți cei de acolo? Ar fi câștigat Gabriela Firea, dar ar fi fost inteligent. Se pare că le-a lipsit inteligența la data trecută, în 2016, când au insistat să tot pună un candidat, să nu susțină pe Nicușor Dan. Și care până la urmă s-a văzut că n-a avut șanse. Până acum, rezultatul PNL-ului la București este unul foarte slab, am luat 18%. E o rușine. Da, e puțin. Fiindcă, deși l-am susținut pe Nicușor Dan, la Consiliul General s-a candidat separat. Da, da. Și adică PNL-ul USR Plus a avut un scor, noi am avut 19%, USR Plus 24-25%.
Culmea, PSD-ul a luat 30 și ceva. Da. Deci PSD-ul este foarte puternic în București. Culmea, cel mai mare oraș, orașul de dreapta, da, de dreapta, da, fanionul schimbării, da, 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 în, de în România, cu marile, tot așa, da, multinaționale, da, și PSD are 30 ceva, deci, la sută în cum București. Cum îți explici, George? Deși 30% totuși puțin față de, până la urmă, se votează foarte mult ca și respingere la o brâznicie, domnul Tușea. Din ce văd eu... Sancționează oamenii lucrul acesta, nu? Da, atitudinea aceasta? Da, și obrăznicia de pe internet a elitelor de dreapta a fost taxată? Taxată de către oamenii normali, oamenii care se duc la servici, o oameni care plătesc taxe și impozite. Da, este o obrăznicie fabuloasă pe internet. Da. Ce demonstrează ea? Ce demonstrează ea, George? În primul rând, de unde pleacă? S-a format o elită care nu are niciun fel de rezultate, niciun fel de operă. Sunt intelectuali fără valoare și fără operă. Nu-i recunoaște nimeni. Da? Ei și da? Nevestele lor sau prietenilor cu care beau bere. Așa. Și scriu foarte obraznic pe internet. Acum, datorită acestei platforme de socializare numită Facebook, toată lumea are acces. Sau celelalte. Acolo. Sau celelalte. Sau celelalte, da. Cât mai sunt câteva. Toată lumea are acces acolo. La un moment dat te simți jignit văzând cât de superior și se adresează acești oameni și își manifestă opiniile politice. Jignesc cetățenii. În momentul în care ai jignit cetățenii, normal. V-am spus, cei care se duc de dimineață la servici, cei care stau până la 6, nu cei care bea cafea la ora 11-12. Știți că economia contemporană a generat așa pe căi obscure, necunoscute, un fapt anume de a câștiga niște bani fără să muncești. Da, da. Cu alte cuvinte, ești influencer, ești nu știu cum, bai și tu câmpii pe internet sau pe Facebook și îți vin niște bani nemunciți, nemeritați. Din momentul ăla îți iei nasul la purtare, devii arogant și ți se pare că tu le știi pe toate. Și te obrăznicești în felul ăsta. Da, te obrăznicești în felul ăsta și culmea, mai mulți astfel de oameni adunați care țin cu cineva, deși ei nu sunt neapărat aliați cu acel partid politic, fac ca acel partid politic să piardă votul. Piardă. USR, din pricina aceasta, a pierdut votul. Prejudiciază imaginea. Da, și în București, și în alte orașe, pierde voturi datorită obrăzniciei de pe internet. De ce sunt antamați dacă nu, spre exemplu, nu își declară cu subiect și predicat, ca să folosesc un termen des sau o sintagmă uzitată excesiv în spațiul public? De ce sunt antamați unei formațiuni? Poate ei sunt simpatizează. Se bagă singur în seamă, în ideea că la un moment dat, dacă se câștigă, vor veni niște bani și la ei din prea frumoasa vacă de mulți numită statul român. Am înțeles. Există tot felul de bani pe care statul îi așează în bugete acolo pentru comunicare, pentru nu știu ce, nu știu cum. Și toți oamenii și vânează aceste bugete și fiindcă ei de acolo trăiesc. Nu le place să muncească. Da. Și după aceea iau atitudine în sensul ăsta de la începutul pre-campaniei și campaniei, ca ulterior, dacă s-a câștigat, bună ziua, am fost și noi aici, vrem și noi. Da, vrem și noi. Cam asta este povestea la București, de în continuare PSD, deși nu merita să stea în acest scor. Și totuși au luat două sectoare. Deci până la urmă, împărțeala a fost un joc în trei. Au avut și astea, așa este. Au avut acolo a fost generală. Prostia din 2016, cu Dacian Cioloș, cu la București, a fost o idioție în 2016. Da. Deci a fost acum ambiție? A fost un joc în trei, la nivel de București, USR, PNL, PSD, pe două sectoare. La nivel de municipiu, de județul Constanța acum și de țară, a fost un joc în doi, balet în doi, PSD-PNL, aproape la egalitate. PNL-ul totuși îl putem numi cu o victorie la Pirhus, așa, în 120 prelungiri ceva și la penalturi, fiindcă a avut vreo 200.000 sau 300.000 de voturi mai mult pe votul politic la Consiliul Județean, la nivel de țară. Asta înseamnă că a câștigat aceste alegeri. Da. Istoria îl va consemna ca și câștigătorul alegerilor locale în plan național din 2020, anul pandemiei COVID. Da. PNL le-a câștigat. Da. Craiova rămâne la PSD, tradițională. Da, nici n-avea cum să plece de acolo, era destul de greu, deși Solomon a făcut o figură foarte frumoasă acolo, având în vedere că el a fost și arestat și la închisoare, a fost și primar, trebuia să fie înjurat, a revenit, a fost un comeback și totuși să ții în tensiune pe Olguța Vasilescu acolo, e o realizare. E o realizare, da. PNL-ul a luat totuși cu domnul Giugea. Domnul Giugea e un băiat foarte bun, capabil, eu îl cunosc personal. Ce s-a întâmplat cu Giugea? Care a fost problema? Era necunoscut? Nu era necunoscut. Ce s-a întâmplat? El pe acolo fusese și consilier județean, fusese și prefect. Ce s-a întâmplat? Care a fost problema? A fost și șeful național al Agenției Domeniilor Statului, domnul Giugea. Deci a avut mai multe funcții, era cunoscut. Nu, e vorba de brand. PNL-ul nu putea mai mult acolo. Da. Totuși, suntem într-o zonă cu FIEF PSD. Timișoara. Păi la Timișoara
până la urmă s-au îndeplinit profețiile. Deci sămânța plantată acum 20 de ani la Timișoara se pare că a câștigat și îl pregătesc și pentru președinția României. Ușor, ușor. Tot pe acest domn? Tot pe acest domn. Deci Germania nu doarme. Am înțeles. Deci Transilvania trebuie ușor, ușor să fie în administrare. Timișoara se pregătește să primească foarte mulți bani din Germania. Nu puteau fi lăsați pe mâna oricui. Am înțeles. Deci o chestiune simplă. Și toată dacă lumea am luat-o, să spunem... Dominic către... Fritz s-a lipit de USR. El oricum făcea activități sociale acolo, că așa se întâmplă. Este trimis un om, îi se acordă fonduri prin anumite învață limba, fundații, învață limba, cultura, își face o prietă, dar stă pe acolo, se distrează prin oraș și oricum după 10, 15 ani, 20 de ani. Ei, nu chiar s-a distrat prin oraș, a făcut multe... Deci, dacă le faci cu bani munciți de tine... Așa, e altceva. E altceva. Dacă le faci cu bani primiți pur și simplu oricine de la poate face guvernul asta, german, da? Puteți face și dumneavoastră, și eu, și cameramanii, și oricare dintre telespectatori. Da, am înțeles. Bun. Deci nu e o laudă că Dominic Fritz a făcut. N-a făcut nimic, pur și simplu este un produs al imagine, produs al erei internetului, produsul Facebook-ului. Da. Se pare că mass media la ora actuală și prin rețeaua socială poate da lideri politici, dacă își pune minte. Ce s-a întâmplat cu fostul primar? De ce a pierdut în halul ăsta? Că totuși e de betonase mult. Foarte mult. Timișoara a fost virusată oarecum de ecologie. Am înțeles. În Timișoara contează foarte mult opinia publică și societatea civilă. Oamenii care nu au cunoștințe neapărat și care nu sunt fanii ecologiei, ascultă totuși de liderii informali de opinie. Dacă aceștia au fost cuceriți sau dacă aceștia au fost înrăiți, deja votul se duce cam unde spun ei. Primarul Robu a pus foarte mult beton prin localitate. A mers pe principiul românesc țărănesc, să asfaltăm, să fie bine, să punem beton, să fie curat aici, domne. La Timișoara lucrurile s-au schimbat. Oamenii sunt foarte aproape de Budapesta și de Viena, oarecum văd altfel și lucrurile. Și văd alte modele de administrare. Alte modele. Și oamenii sperau la o anumită Timișoară ecologică, cu mai multe parcuri. Cosmopolită. Cosmopolită, bineînțeles, și cu foarte multă verdeață. Da. Robu, în schimb, a restrâns numărul de metri pătrați de spațiu verde și a extins numărul de metri pătrați de beton. Și cred că e și puțin anacronic, dacă mă întreb pe mine. Anacronic din perspectivă, din perspectiva, să spunem, socială, cred că e puțin... Deci faptul că la un moment dat are filmulețe pe internet cu o chitară și cântă în stil 80-ist, așa cântă folk? Nu mă refer, nu, mă refer la modul în care înțelege politica, cred că, anilor 2000. S-ar putea să fie... Pentru că și este un produs al USL-ului acolo. Da, al USL-ului, exact. Dar el este ieșit pe USL, pe voturile lui Ion Iliescu, până la urmă. Atunci nimeni din care au câștigat din Partidul Liberal n-au ieșit pe voturile lor. Da, nici n-aveau capacitate de așa ceva. Și asta l-a costat acum. Era votul politic al lui Ion Iliescu. L-a costat acum, că era venit fără o competiție dreaptă. Deci n-a ieșit din calificări cu meciuri grele. Da. Pur și simplu era și el acolo. Era și el acolo și a fost omul nepotrivit la locul potrivit, ca să zic așa. Dar acum l-au bătut, Germania și-a pus în cap să-l scoată și l-a scos. Și l-a scos cu un independent care s-a lipit de USR, cu un tip care căra până la urma urmei la biserici, căra tot felul de pachetele și omul ăla n-are nicio realizare, hai să fim serioși. Păi bine, l-ai prezentat cu un CV fabulos, mă rog. Da, oamenii care știu să citească CV-urile își dau seama că este o colecție de copiuțe. Și asta e adevărat. Faptul de a te duce 3 zile pe undeva și a sta la masă, a bea cafea și a asculta și a te uita ca nu știu cine la poarta nouă și la un moment dat pleci de acolo și e o hârtie și după aia ți-o scrii în CV. În momentul cât ai mai multe lucruri în CV, domnul, tu și e o problemă. Da, am înțeles. Și zice, este ca și o carte. Dacă se vinde milioane, sute de milioane de exemplare, nu vă ridică un semn de întrebare? Da, cred că da și mie. Păi asta înseamnă că este accesibil la nivelul cel mai de jos. Da. Deci cartea de fapt nu spune nimic, este ca amintiri din copilărie. Da. Brașov, o surpriză foarte mare. Gheorghe Țipcaru, liberal, cu multe... Culmea, acolo chiar este o surpriză. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Problema? Nu știu ce s-a întâmplat, fiindcă Brașov arată foarte bine. Și a administrat destul de în regulă. Țipcaru, cu toate problemele lui legate de, mă rog, de justiție. Da, probabil și de... că au vrut să-l dea jos, că, nu știu, probabil s-a dus ideea în oraș că pune mâna, că probleme de corupție. Da? Altă explicație nu există. Da? Deci nu poți să faci mai mult în Credeți Brașov că e asta? Care... Credeți că e... Altfel n-avea de ce să-l bată. Păi nu știu, ar fi multe motive. Poate candidatul e mai dinamic, comunică mai bine, are alte idei. Lăsați ce alte idei, că e destul de greu. Problema la scriptarul era tot timpul aceasta, că era conectat la anumite cercuri de interese. Și la... Da, bine, în spațiul public s-a tot vehiculat. Da, de acolo le ia lumea informațiile, de unde și informații. Și dacă a venit unul care a știut să călărească acest val, normal că l-a dovedit până la urma urmei, s-a lipit și el de USR. Deci USR-ul a prins, pe marile municipii a prins. La Bihor, la fel, la Oradea... La Oradea a schimbat, Bolojan a plecat la Consiliul Județean. Da.
Și a și câștigat, de fapt. Da. Surpriza este în altă parte, este la Alba. Unde candidatul pe care l-a pregătit... Și revenim la Alba și a lăsat moștenitor acolo la nivel de, mă rog, de reprezentare a ideilor de administrare de investiție Bolojan la primărie. Da. Este apropiatul lui din câte... Da, da, este omul lui crescut de el. Care au lucrat, da. Da, da, crescut de el. Acolo binomul primărie CJ e închis. Da, am înțeles. Și există, va rămâne, și așa chimie între cei doi oameni. Probabil că va rămâne așa mult timp, ceea ce este bine, pentru că rețeta de succes din Oradea... Eu am rămas surprins, am mers în ultimul an în Oradea în fiecare an și vreau să vă spun că este singurul oraș unde am văzut bannere imense ca suprafață de scriere, de reprezentare, în care vedeam mulțumim Uniunii Europene pentru banii alocați. Pentru... Și acolo erau toate acele proiecte de reluate. În contextul în care în județe importante sau în orașe mari din sud, Uniunea Europeană de fapt este demonizată. Sau, sau în cel mai bun caz există un discurs nu tocmai, să spunem, pozitiv. Da, e vorba de vechiul regat. Da. De ce se întâmplă lucrurile astea? Acolo care e zona catolică, protestantă, culturală, e o mare diferență culturală. Care vine pe zona... Nu spun întotdeauna spre bine și spre rău, nu o să mă auziți niciodată cum să spun așa ceva, fiindcă nu consider că unii sunt mai buni și alții sunt mai proști, niciodată. Dar e o diferență culturală și oamenii și apără, până la urmă, partea culturală, Uniunea Europeană, apără zona catolică și zona protestantă și Transilvania din totdeauna a fost acolo. Deci noi dacă am fi avut la sud un mare imperiu bizantin, acum foarte mulți bani au fost aici. Da, da. În Dobrogea. Dobrogea, paradoxal, rămâne totuși un teritoriu exotic, aș putea spune. Nu, Dobrogea și ea lumină din zona ei culturală și din zona ei religioasă. Dobrogea ea lumină de la Salonic și de la Istanbul. Și de la Istanbul, da. Este o prelungire a Balcanilor? Da, este. Da? De ce noi supărăm noi românii când ni se spune asta? Nu știu, probabil că s-a indus în istorie că în Balcani e o poveste așa urâtă, cu foarte multe războaie. Dar nu neapărat, e doar o idee așa. Și că e un butoi de pulbere al Europei, Balcanii. Balcanii, în primul rând, sunt o zonă foarte exotică și foarte frumoasă. Și cosmopolită. Și o plăcere să-i studiezi. Da. Deci, pentru cine nu are cunoștințele necesare, să se apuce să studieze Balcanii. Da, da. Deci este o minune. Dar Transilvania și-a lumina de la Budapesta și de la Viena. Dobrogea și zona de sud și-a lumina de la Salonic Istanbul și de la Salonic. Da, am înțeles. După cum Timișoara și-a lumina de la Belgrad, din partea aia de acolo. Da. Întotdeauna orașul cel mai mare al unei țări care are cultura dominantă, da, polarizează, de el va polariza și business-ul, și ideile, și moda, și e o hegemonie culturală. Food-ul, tot ce înseamnă bucătăria, gastronomia, totul. Este o hegemonie. Tradițională și chiar vestimentația. Cum să nu, moda e foarte importantă. Veți vedea. Sigur, pentru că dacă mergem și chiar în cultura populară, în clasele tradiționale, mediile acestea de jos, să spunem așa, bine, impropriu, poate mediile... Bine, tradiționale, vedem cum într-un fel sună o muzică într-o nuntă tradițională în sud, în, nu știu, Teleorman, poate... Da, influențe sărbești acolo foarte multe. Da, și alta sună în Moldova, la Iași sau la Suceava. Influențe ucrainiene. Da, sau la Timișoara. La Timișoara, tot așa, influențe sărbești și... Cum ar fi cele maghiare. Oradea este zona care este lipită de maghiarime foarte mult. Păi a fost al doilea oraș de limbă maghiară până la 1918. După așa Budapesta, Oradea este al doilea oraș de limbă maghiară din alcătuirea veche, din, mă rog, Imperiul Austro-Ungar. Vechea Ungarie. Din vechea Ungarie, bun. Iașul, foarte interesant, transferul lui Chirica, o discuție destul de lungă legată de imagine. Acolo e vorba de un trasei spur sânge executat de Partidul Național Liberal. Executat, nu este o plăcere plastic să vorbesc de așa. Da. Asta este, s-a câștigat cu ajutorul lui, a fost decapitat Balaurul cu ajutorul arginților liberali, s-a intrat la noi în echipă și s-a câștigat. Am transferat cel mai bun jucător și am câștigat. L-am momit, ce am făcut. Păi, până la urmă este un joc... Până la urmă e real politic, domnul Tușa. E real politic, trebuie să înțeleagă toată lumea că scopul, nu neapărat, scuze, mijloacele în partea legală a lucrurilor, evident, dar dacă se poate și face ceva pentru a câștiga, se va face. Da, sigur că da. Politica este raționalitate și realism. Nu se lasă vid nicăieri. Da. Orice spațiu nu a ocupat, cel mai mare va veni și îl va ocupa. Da, bun. Cine ar fi fost contracandidatul real, redutabil, să spunem, dacă Mihai Chirica ar fi candidat independent, nefiind de la liberal? Nu pot să-mi dau seama, probabil Alexe de la ar fi avut șanse să câștige? Ministru, nu cred.
lua bătaie, fiindcă dacă s-a luat această decizie, s-a luat în urma unor măsurători. Am înțeles. Și măsurătorile nu s-au făcut odată. Da. S-au făcut de 3 ori ca să se vadă dinamica. Dinamica. Și atunci, dacă de 3 ori a ieșit așa și s-a văzut dinamica, atunci s-a luat decizia că acest om trebuie adus aici. Eu l-am acest văzut... oricum se remarcase pentru faptul că lupta împotriva lui Dragnea. El era prin PSD, avea o anumită valoare, asta e. Unii și... care au luptat împotriva lui Dragnea au plecat definitiv, cum este Sturzu. El a rămas acolo pentru că a plecat Dragnea, de fapt. Aici e șansa lui. Aici și atunci, normal că noi am întins o mână să vină și să câștige primarul. Ne interesa, Iașul este, ca populație, al doilea oraș din România. Da, e bate Clujul, și e reprezentativ. E reprezentativ. Un număr mare de voturi acolo, da, a doua ajută culturală. Enorm. Și faptul contează foarte mult ca simbolistică. Da, când ai câștigat capitala istorică, chiar dacă de jur împrejur ai pierdut toate orașele acelea mai mici sau comunele, nu mai contează. Contează farul, contează lumina. Da, care vine de la Iași, da? Da, lumina de la Iași. Să știi că în perspectiva unirii principatelor și a modernizării României, Iașiul a fost cumva, să spunem, lăsat poate pe nedrept în urmă, pentru că discuția între cele două elite ale principatelor la Unire a fost că vor fi deopotrivă cele două orașe surori. Da, și capitale egale. Da, egale. Cu parlamente egale. Da, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că cine era polarizarea, mai mare atunci? Polarizarea a plecat către... București era mai mare și întotdeauna... Târgurile, târgurile când pierd. Când te aliezi cu unul mai puternic decât tine și când ți-ai asociat pe unul mai puternic decât tine, mai devreme sau mai târziu te va executa. Culmea, George, că peste tot s-a întâmplat așa. E adevărat. Tot timpul se întâmplă. În toată istoria... Se pleacă de la egalitate, dar dacă eu sunt mai mare, beneficiez de puterea găurii negre. Exact. Atrag totul pe lângă mine și atunci, inclusiv aliații dumneavoastră, care sunteți mai mic, vor veni lângă mine, să știți. Deși la un moment dat vă vor vinde și vă vor trăda. Exact. Politicienii în marea lor majoritate erau moldoveni. În guvernele de la cunosc situația de atunci, de la 1859. Și foarte interesantă de studiat ca dinamică socială modernizatoare și chiar politică, pentru că votul încă de atunci începe să fie oarecum justificat și utilizat pentru modul în care conturezi puterea politică din micile bucățele. Votul, în primul rând, ca să conturezi puterea politică în țară, trebuie să iei capitalele istorice. Categoric, da. Dacă n-ai luat capitalele istorice, mai luat nimic. Ați adus aminte de Cluj. Cluj rămâne la Emil Boc. Pe Emil Boc e un știți de unde a plecat? Emil Boc, chiar ieri discutam, era cât pe aici să nu aibă servicii. Știu. Era cât pe aici să plecase de la București, plecase de la guvern. Plecase de la guvern, nu mai avea. El era plătit. El a plecat pe 2-3 februarie, mi-aduc aminte, 2012. Da? Pe februarie, martie și aprilie a fost plătit de la Partidul Democrat Liberal, funcția de președinte, îi aducea lui 1000 de euro pe lună atunci, ca să aibă bani de cheltuială în București. Da. Au ieșit de la guvernare când Ponta l-a dărâmat pe Mihai Răzvan Ungureanu. Și atunci foarte mulți deputați, parlamentari, consilieri, județeni, primari au fugit la PNL și la PSD ca să se salveze. PDL-ul era râie atunci. Da. Și Emil Boc a fost dat jos din funcția de președinte, de fapt a fost forțat să-și dea demisia, a pierdut și acea 1000 de euro. S-a dus la Cluj, nu mai avea salariu, nu mai avea servicii. A intrat în campania electorală. Singur. Singur împotriva USL-ului. Da. Adică PSD plus PNL la Cluj și venea cu o imagine atât de proastă, atât de rea. Omul care tăiase salariile și pensiile era demon inclusiv România, la Cluj. Inclusiv la Cluj. Așa. La 12 noaptea nu mai era, câștigase reprezentantul USL-ului. USL-ului. La dimineață a bătut Emil Boc cu câteva sute de voturi. S-a cerut renumărare, inclusiv la Biroul Electoral Central. A fost scandal, a fost scandal. S-a renumărat, culmea s-a mai adăugat la Emil Boc încă vreo 50-70 de voturi. Deci a fost o victorie în extremis pe care Emil Boc a scos-o atunci. A fost bătălia lui. Da, bătălia lui personală, singură. Și de acolo s-a dus către cel mai bun primar din România. Da. Și cu șanse mari de a candida la prezidențiale din 2024. Totuși, știi ce înseamnă, să vezi ce înseamnă de fapt capitalul de imaginație și de resursă a Paulului Ion până la urmă. Este capitalul lui pe care el l-a gestionat. Doamne, destinul l-a dus undeva foarte, da, foarte jos, era în groapă. Da. Și l-a dus acolo ca să-l testeze. Să testeze, da, exact. Ca să-i testeze înțelepciunea. Exact. I-a dat mâna și l-a tras încet, încet și îl împinge ușor, ușor către un destin fabulos. Da, da, da. Sunt convins de lucrul ăsta. Și e un tip onest, păi, din perspectiva asta, mea și tocmai din pricina asta va avea un destin fabulos. Sunt puțini, e un om extraordinar de onest. Sunt puțini oameni politici în România care au ajuns și au gustat din marea putere, care totuși au rămas în limitele decenței și el a rămas în limitele decenței.
L-am văzut și pe el și pe Chirica, l-am văzut pe el într-o conferință, ducându-mă la Cluj, acum cred că vreo 2 ani de zile. A venit și foarte generos, a stat cu noi de vorbă, ne-a strâns mâna fiecăruia dintre noi, eram vreo 20 de oameni acolo, veniți din toată țara, și ne-a spus că are un doctorat, a spus că a urmat carieră universitară, că citește foarte mult, că de fapt își dorește de fapt ca experiența întreagă politică să o poată preda la Cluj, o facultate de relații internaționale. Da, este și conferențiar. Este și conferențiar, da. Și aici am apreciat calitatea lui umană dincolo de, să spunem, capitalul de imagine pe care se dă funcția demnitatea publică. Și Chirica la fel, tot în cadrul unei conferințe a venit și a vorbit foarte bine. M-a impresionat modul lui de abordare și să spunem acuratețea cu care s-a exprimat. În general, oamenii politici în România au deficiențe mari, indiferent din ce parte depinde vin. De unde vin. Depinde de unde vin, da. De fapt, asta e societatea vin. Și dacă livrează. Dacă vin de pe tractoare și de pe semănători, da. Nu cred că e chiar așa de jos. Dacă vin din mediul universitar, da. Sunt corifeii exprimării care da. Au nu știu acum e prin Parlamentul, Vlad Alexandrescu, da. La USR, Da, exact. Apropo, da, cred că trebuie să ne întâlnim într-o altă ediție, că nu o să mai avem timp acum, să vorbim despre modul în care s-au articulat listele, dar după ce se finalizează, pentru că este foarte important să vedem modul în care se relochează. Clujul, vorbim acum de Tulcea. Rămâne totuși la PSD, Tulcea, ce se întâmplă? Oraș, de fapt, cel mai redus numeric județ, paradoxul este că este al doilea... Mi se pare că Giurgiu e cel mai mic. 200 și ceva de mii are Tulcea, 260 ceva de mii. Da, Giurgiu e mai mic decât... Giurgiu e mai mic decât... Da, trebuie să vedem statisticile. Ceva. Probabil că e mobilul aceasta. Bine, asta nu mai contează. Dar culmea, de ce? Tulcea... De pildă, noi am avut ca PNL Călărașul, l-am pierdut, da? L-am luat Giurgiu. Da, așa. Tulcea e pierdută. Județele astea care sunt mici, sub 500 de mii, în ecuația mare, nu contează. Acum, dacă vă uitați pe hartă, păi, galben cu roșu, acolo, așa? Ok. Și eu mă supăr când la București se spune, Constanța nu contează. Da, nu ba contează Constanța. Nu contează. La 300 de mii de locuitori nu contează. Contează pentru că e reprezentativă și un oraș. În politica națională, la guvern, Constanța nu contează. Nu contează nici Clujul. Când o să depășești 700-800 de mii, depășești milionul. Atunci pe județ sau pe oraș? Nu, pe oraș. Am înțeles. Când faci o aglomerare urbană de 1 milion, poți să ridici capul să spui că ești cineva. Când București are 2,5 milioane și încă jumătate de milion tranzit zilnic pe acolo. Da. Și la ce bani se învârte acolo? Când tu vii Constanța și ai echivalentul sector 2 sau sector 4, da. Din 6 sectoare, deci nu mai contezi. Chit că stai cu nasul pe sus, cine ești tu? Da. Până la urma urmei contează avem capacitățile asta tale cu nasul pe sus, avem toți aici, de bază. E ca și cum să ne ducem acum în basket, dar noi să avem 1,60 înălțime. Da, da. Cât de multă dexteritate cu mingea am avea? Până la urmă, sub panou vom fi bătuți. Da, da, am înțeles lucrul ăsta. E și aici un paradox, da, într-adevăr. Este o perspectivă cu totul, aș putea spune... Păi contează Alexandria acum? Nu vreau contează Roma? Nu vreau să spun asta. Nu mai contează. Nu vreau. Piața Neamț nu mai contează. Vă spun, contează capitalele istorice din punct de vedere simbolistic. George de Mandilă, cred că fiecare oraș, fiecare o cate reprezentativitatea lui. Chiar dacă nu, în ecuația de putere nu contează. De putere nu, dar eu despre asta vorbesc, problema identității. Dar bineînțeles, dar nu vorbeam de noi, vorbeam da, de alegeri. Aici. De alegeri, da, bun. E o altă emisiune aceea cu identitatea. Da. S-ar putea ca un orășel sau ca un sat, cum este Viscri, să fie mult mai important decât un oraș de 200.000 de locuitori, care nu spune nimic. Da, da, exact. Fiindcă n-are istorie, n-are nimic. Da. Dar deocamdată vorbeam de ecuația de putere și de alegeri. În alegeri și la putere contează capacitățile tale de a exercita puterea și de a coagula lângă tine banii și puterea politică. La ora actuală Bucureștiul face treaba asta. Da. Iar și Iașul? Iașul o face în Moldova. În Moldova, da. În ecuația de putere de la Guvernul României, Iașul iarăși, nu da. Cine știe ce. A trecut vremea, îmi cer scuze, în care anumite găști da. Controlau România prin faptul că aduceau foarte mulți politicieni dintr-o zonă. În cazul PSD-ului era reprezentativă gruparea Bacăului, condusă de Hrebenciuc. După aia a fost reprezentativă gruparea Telorman, condusă de Dragnea. A mai fost reprezentativă, dar numai la nivel intelectual, grupaja Clujului. Da, dacă penetraseră instituțiile importante. Atât, ale, dar la nivel de decizie nu erau, că nu depindea Năstase de ei. Da, da. După aceea, la nivelul PDL-ului a contat Bucureștiul, Clujul, pardon. Acum, ușor, ușor, nu prea se mai poate. Uitați, am avut președinte din Sibiu. A venit Sibiul și s-a impus la București? Nu. Dar culmea, de Sibiu vreau să vorbim și a lăsat totuși acolo un moștenitor, a câștigat foarte bine în zona lui.
Acolo e altă lume, ați văzut cum e. Noi discutăm de aici, de la Constanța. Da. Discutăm de oameni care vin din zona de cultură germanică. Da, da. E altă poveste. Pe care o înțelegem noi mai puțin? Da? Noi o înțelegem, nu prea suntem de acord cu ea. Da? Nu și ei ne înțeleg pe noi într-o altă perspectivă. Și ei ne înțeleg, nici ei nu sunt de acord cu noi, da, din ce îmi dau seama. Fiindcă m-am întâlnit, am fost de foarte multe ori în Transilvania și stăteam seara românească de vorbă cu oamenii de acolo. Păi, dar nu există unitate, nici în Franța nu există, da, unitatea franceză. Nici în Germania, când chiar vorbesc cei din Marsilia față de cei din Paris. Dom'le, competiție există pe peste tot, competitivitatea este sănătoasă și mândria și tradiția unui loc, ca și a unui neam. Da. Și dacă ne uităm și îl desfacem, un neam se traduce după aceea ușor, ușor în dialecte, dialectele se traduc în tot felul de idioame și în graiuri și da, de acolo da, se duc pe clanuri și pe familii. Da, da, da. Până la urma urmei, da, chiar și familie, strada cealaltă la locuința dumneavoastră are și ea mândria ei. Da, da, are mândria ei, da. De asta spun că unitatea românească nu în asta constă. Unitatea românească constă în a înțelege interesul național și a te lupta pentru, da, el. Proiectul, de fapt, proiectul pe național lung, da, pe termen lung și, da, apoi, până la urmă, avem limba care ne leagă, da, istoria care ne leagă. Comună, într-o oarecare măsură. Este, ea, de la un anumit moment încoace, este, da, o istorie comună. Da. Până acum 100 de ani nu era o istorie comună. Da, da, e adevărat și lucrul, da, ăsta. Avem și proiectul, deja o vechime de 100 de ani. Ce facem de acum? Pentru că acel proiect de 100 de ani s-a consumat în 2010-2018, când am împlinit 100 de ani de la Marea Centenarul. Bun, ce se întâmplă de acum încolo? Că foarte multe voci din spațiul public românesc și voci politice susțin că nu mai există, nu mai reușim de fapt, nu reușesc elitele, nu mă refer la elitele politice, ci elitele în general românești, din diferite zone ale țării, nu reușesc să găsească un proiect pentru următorii 100 de ani. Sau probabil nu au reușit până acum. Nici nu cred că îl vor mai găsi din punctul meu. Crezi că nu mai va găsi? De ce? Care ar fi explicația? Nu, dar nu cred că e valabil doar în România. Cred, da, că este oriunde în lume. În afară de zona arabă, care este legată de o impetuozitate religioasă care vrea să demonstreze vestului că, da, ei trebuie să fie așa cum sunt și s-au ajuns la conflictele la care s-au ajuns. În afară de zona chineză care vrea să demonstreze planetei, da, că sunt numărul unu, da, și că vor deveni economia cea mai puternică a lumei și vor fi jandarmul mondial. Dacă nu e, dacă nu e și acum. Da, dar acum este diferența atât de mică, da, încât, să zicem, restul de națiuni nu găsesc în era internetului coeziune, un proiect comun, da, coeziune, fiindcă, da, internetul, ne place să recunoaștem sau nu, el este un monstru. Noi nu ne dăm seama în ce lume am intrat. Da, cu multe capete. Da, dacă e retez un cap, nu există așa cap, ceva, nu mai altul. Internetul ne va domina, nu noi dominăm internetul, internetul ne domină pe noi. Da. Iar COVID-ul este pur și simplu pandemia și toată idioțenia din anul acesta este o creație a internetului. Nu înseamnă că sunt niște conspiratori acolo în spatele internetului. Da. Dar și faptul că în care ne-am polarizat câteva miliarde de oameni reușesc să exprime opinie pe internet, da, și ceilalți să-i vadă, se creează șuvoaie de teamă, șuvoaie de conspirație, da, 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 alte șuvoaie de nebuni și șuvoaie de, spuneți-le, cei care fac ordine întotdeauna, vigilanti, da, 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 de milițieni. Șuvoaie de milițieni. Așa încât, dacă unul vine și spune că la un moment dat, stai, dumne, că vreau să contest puțin opinia aceea, sar 1000 din partea cealaltă. Iarăși mai sar încă 1000 din partea asta de aici. Deci internetul permite platforma asta a istericalelor. Da, da. Și istericalele, dacă încep să se organizeze de la sine, pur și simplu aleatoriu, ca și în mișcarea browniană de la chimie, ușor, ușor vom vedea niște lovituri de baros, da, care vin de pe internet și cărora democrațiile nu le pot face față. Cu internetul se poate lupta numai dictatura în momentul de față. Da? Păi crezi numai, că se poate reușește dictatura, dar să... Dictatura, da, poate, se poate lupta cu internetul, dar dictatura la rândul ei lovește în principiile fundamentale ale libertățile, da, libertățile omului, te rog, ceea ce e ciudat. Hai să ne întoarcem, te rog, din nou și vreau să aducem la județul discuție. Constanța. Nu neapărat, și la județul Constanța, dar și la procentele mici din totalul celor cu drept de vot cu care au câștigat partidele. Vorbeam de PSD și PNL, modul în care se conturează. Totuși, 34, 30, oricum, sub 50%
din totalul celor care trebuia să aleagă au ieșit la vot. Jumate nu ies la vot din vari motive și aici... Unii nu sunt în țară, alții nu sunt în localitatea respectivă, fiindcă au fost alegeri locale. Bun. Dacă nu te-a prins în localitatea ta, nu aveai cum să și votezi. Și atunci avem o problemă legată de, nu știu, 32-34% din 40% prezenți la vot, care ar articula, de fapt, un procent de 15-18% pentru totalul. Dar cu alte cuvinte, dumneavoastră, îmi spuneți că legitimitatea este foarte mică. Este foarte mică, da. Păi da, este legală, se bazează pe reglementările legale. Politicienii au făcut treaba aceasta. Lor le convine acest joc. Le convine, sunt convins. Fiindcă dacă ar pune două tururi, da, lucrurile ar fi se o schimbă. Problemă, lucrurile se schimbă, deja harta ar da, fi altfel. Da, da. Știți de ce înseamnă două tururi, da? De fapt? Este ca sistemul VAR la fotbal. Da. Dacă ai VAR-ul, descoperi de fapt că corifeii fotbalului nu mai sunt atât de buni. Da. S-ar putea să-i bați. S-ar putea să-i bați, da. Da. Că arbitrii sunt impresionați de pedigree, în general, de palmares, de numele mare. Și contează mai puțin aia cât contează de fapt exercițiul în teren. Da, și aici, la două tururi, descoperi că tot felul de monștri sacri ai politicii și administrației locale s-ar putea să fie bătuți în turul al doilea măr. Dar au fost și din primul tur corifeii. Da, la câțiva. Câțiva, da. Totuși e o problemă și aici, pentru că aici demonstrează de fapt că societatea totuși se schimbă, că percepe, nu că nu poate fi dusă de o societate care să stea neschimbată, da, să nu fie, există da, o societate care și-a făcut dușman din schimbare, această societate este sortită pieirii, până și Vrancea a înțeles acest lucru și Oprișan a fost dat jos. Apropo cu Vrancea, dacă mi-a trecut prin minte să merg către ea și după aia să vin către Vrancea, cum s-a putut așa ceva? Cum a fost posibil? E un trend care s-a produs? Sume de candidați. Da? Sume de candidați. Sume de candidați pe diferite primării. Dacă a fost bătut la limită, asta a fost. Da. Acum îi pare rău lui Oprișan de ce nu a insistat pentru votul în două tururi. Da. Dacă ducea în turul 2, poate câștiga. Da. Dar așa într-un fel, poate că e mai bine, pentru că știi ce se întâmplă? Trebuie să te primești la un moment dat. Adică nu poți să rămâi acolo. Și el chiar avea o doză de aroganță destul de mare. Și mai e o problemă. Și cu ai lui, chiar cu ai lui. Problema este de ai lui. Nu se face rotația cadrelor. Da, da. Înțelegeți ce vă spun. Fiindcă se cimentează pe lângă tine niște oameni care la rândul lor cimentează alți oameni pe lângă ei și de fapt descoperim că avem vreo 100-200 de oameni peste un județ. Înțepeniți acolo. Înțepeniți acolo care numai ei și familiile lor. Asta se numea înainte nomenclatura. Nomenclatura. Personalitățile adică este o nouă nomenclatură. Fie că e vorba de o nomenclatură roșie a PSD-ului, fie că poate să vină o nouă nomenclatură galbenă a PNL-ului. Dar vă acuză de fapt PSD-ul pe cei pe liberali de această așa zisă baroniadă sau de fapt de aceasta așa zisă relocare. Păi încă n-a putut PNL-ul să facă baroniadă, fiindcă baroniada are un element foarte important. Trebuie să pui fără concurs niște oameni în funcții cheie. Pur și simplu pentru faptul că sunt de la tine din partid. Deocamdată discutăm de oameni care au câștigat cinstit la lumina zilei o cursă electorală. Aceasta nu încă nu-i baroniadă. Baroniada este în momentul în care o să-și ia fin cu metrii și alte rude și o să și le pună pur și simplu cu degetul, doar că sunt rudele lor. V-a scos niște procent acolo legate de generale? Nu, eu m-am uitat aici, mi-am scris singur din memorie. Haide să mă uitam la voturile lui Virgil Chițac, voturile lui Mihai Lupu, al lui Stelian. Hai să venim la Constanța, să venim la Constanța. Aveam 29.000 din ce mi-aduc aminte, cu 25.000 și 25.000 aproape. Bun, campaniile din jurul lui Stelian Ion și ale lui Virgil Chițac n-au reușit să schimbe totuși viziunea votului cu privire la cei doi. Ocupă primele două locuri. Păi, este să ne gândim puțin. Dacă totuși, destul de dure campaniile. 29%. Discutăm în procente. Da. Și cu 25% avem 54%. Da, da. 54% dintre constanțeni care au ieșit la vot au mers pe o idee venită din societatea civilă. Da. Fiindcă atât Virgil Chița cât și Stelian Ion veneau de pe niște platforme largi de mare reprezentare civică care se luptau cu urbanismul, cu abuzurile, cu viziunea pe termen lung și cu parcurile. Și cu parcurile, da. Și atunci trebuie să înțelegem de fapt că populația a avut un zvâc și a adus în față oful ei. Domnule, ne deranjează construcțiile acestea care sunt amenințătoare, bloc lângă bloc sau bloc lângă case, ne deranjează ciuntirea parcurilor și ne deranjează risipa banului public, fiindcă și Stelian Ion și Virgil Chițac au vorbit foarte mult în campanie pe un mesaj anticorupție în interiorul administrației primăriei. Care, din păcate, are imaginea asta în societate. Avea imaginea asta în societate. Acum să vedem ce se va rezolva, cum o vei macula.
Cum... Acum, la Decebal Făgădău, să fie iertată intervenția, dar în momentul în care ai pus 10 iepurași să te ajute, de fapt ce descoperi? Că ți-au luat până la urmă din voturile tale. Credeți că iepurașii care erau meniți să-l ajute pe... Da, au luat din voturile lui până la urmă. Până la urmă, populația a fost foarte polarizată și foarte încăpățânată. Știți de ce a fost populația încăpățânată? Fiindcă votul a fost, mai mult decât un vot, a fost un urlet. Am înțeles. Votul a fost un urlet pentru dreptate. Da. S-a cerut dreptate, s-a cerut... S-a votat în numele celor care plătesc taxe și impozite. Așa. S-a votat în numele celor care muncesc. Așa. S-a votat în numele dreptății, ca să știți. Celor care, de fapt, iubesc orașul sau iubesc marea. Și iubesc ca dovadă că iepurașii au fost taxați, n-au luat 2.500 de voturi, n-au putut să ia mai mult decât ce au capacitat prieteni de la servicii, de rude și cam atât. Care ar fi aceea? Păi, haideți să începem. Până la urmă am văzut că minoritatea tătară a trimis un pe doamna Iusuf, sau cum așa, mă rog, a trimis un reprezentant să candideze. Ce căuta, nu pot să-mi dau seama, având în vedere că UDTMR-ul avea un protocol semnat cu Partidul Național Liberal. Da. Atât la nivel de județ, cât și la nivelul municipiului Constanța, în care reprezentanții legitimi ai Uniunii au spus că îl sprijină pe Virgil Chețac și pe Mihai Lupu. Da, la CJ pe Mihai. Deci era clar că era împins într-acolo. Că n-a plecat de una singură. A mai avut o doamnă care era foarte vocală pe rețele. Internet. Și după aceea era împotriva lor cu discurs violent. Nu, a plecat împotriva lor ca să-și facă notorietate. Așa? Ulterior, spre final, și-a dat arama pe față și s-a dat baticul jos și s-a văzut cam cum se îndrepta. Da. Așa? Era pusă. Și Horia Constantinescu? Horia Constantinescu, el trebuia să fie candidat, era ok. Numai că și-a ales un partid care toată lumea îl urăște, adică partidul lui Dan Voiculescu, orice ai face, da, nu vine nimeni lângă tine să te voteze. În schimb, vei fi la toate combinațiile, a toate aranjamentele pe sub masă, când se vor da funcții pe la București, Dan Voiculescu te va ajuta. Dar mulți îl considerau... Dar nu vei lua voturi. Mulți îl considerau pe Horia Constantinescu adiacentul PSD-ului. Plecase de acolo. Da, plecase de acolo. Și el trebuia asta să fie independent. L-a costat asta? L-a costat pe voturile lui de independent. Dar să zicem că n-ar fi luat, dau un exemplu, 4% și ar fi luat 8%. Tot voturi pierdute erau. Da. Fiindcă votul util, care a fost expus în campanie de către PNL, se ducea la a convins populația să nu mai strice voturile aiurea. Pe tot felul de candidați. Dacă vrei să-i votezi pe unii, votează-i la Consiliul Local, dacă au partide. Și acolo te vor reprezenta în Consiliu în funcție de numărul de mandate pe care le-a acordat populația. Dar nu îl da la primar, fiindcă numai locul 1 va beneficia de ștampilă și de pix și ar putea să facă ceva. Locul 2, locul 3, locul 4, locul 5 nu mai contează. Nu mai contează, dar în calculul politic, da, așa este, nu mai contează. Păi asta e votul util. PNL-ul de asta a câștigat și Virgil Chițac, fiindcă au avut foarte multe voci care au explicat populației importanța votului util. În timp ce Stelian Ion s-a prezentat singur din partea USR la anumite live-uri pe conferințele de presă. A câștigat foarte mult. A avut câteva persoane, dar pentru el n-a avut endorser, cu alte cuvinte, susținători publici declarați. Decebal Făgădău a asumat toată campania de unul singur. Eu le știu pe toate, eu le fac și eu îi explic cetățenilor. L-a costat asta pe Decebal? L-a costat, fiindcă n-a venit nimeni să-l mai susțină, să spună da, el v-a spus cum a făcut, dar eu am încredere în el și... Vă rog frumos, votați-l. N-a avut nicio persoană de susținere. În schimb, la Virgil Chițac a observat calupuri întregi din societate care s-au aliniat și care s-au exprimat public pentru el. Atât consilierii de pe listă. Eu n-am văzut consilieri de la PSD să vorbească. N-am văzut consilieri de la USR să vorbească. De ce crezi că n-au vorbit? Care a fost motivația? Odată nu puteau. A doua oară erau temători în fața camerelor. Nu puteau că erau incapabili sau ce? Sau nu au fost lăsați? Nu au fost lăsați și erau temători în fața camerelor. Și dacă un jurnalist începe și te plimbă, te duce cu asta e o calitate să poți să vorbești în fața. Dacă nu ai trecut prin ele. Da. Aici nu e vorba de a plimba limba în gură și de a scoate cuvinte pe gură. Exact. Dacă nu ai trecut prin chestiunile respective, dacă nu ai fuga de idei necesară între administrație, politică, cultură generală și tot așa, păi la un moment dat te faci de râs pe acolo și aduci mai multe de servicii, aduci să duce decât candidatul. Fiindcă ei au trăinuit numai candidatul. De ce Balfăgădăul n-a vrut el? Ar fi avut în echipă, fiindcă PSD-ul avea rezervă de cadre acolo. Și n-a vrut de ce să-l ajute? Fiindcă s-a dus numai el. A mers pe ideea, eu am făcut, la mine e votul. Ce l-a ajutat, de fapt? Păi nu l-a ajutat. Asta a fost o tactică greșită. Nu știu cine l-a sfătuit. Ca și cu iepurașii. Nu l-au ajutat iepurașii. Da, că iepurașii se știe de cine au fost împinși în spate. L-a ajutat la turul 2, dacă ar fi fost. Despre ce discutăm? Da. Adică domnul Frățilă, de ce s-a scris în cursă?
Da, i-a stricat lui Făgădău vreo 700 de voturi. Da, da. Pentru ce? Sigur. Diferența a fost de 4.000, de fapt. Da, da. 1.000 de la Iusuf, 1.700 de la Frățilă, de la Corina Martin ceva, de la Ploscaru ceva. Se adunau. Da, da. Adică oamenii ăștia n-au făcut decât să ia niște voturi care altfel s-ar fi dus pentru Făgădău. Da. Adică nu, acum noi ne dăm seama de treaba asta. Poate când s-a luat această decizie acum vreun an, da, sau acum 6 luni de zile, lor le arăta altceva din socoteală. Sigur. Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tâmpă. Da, foarte celebră maximă românească. Mulțumesc, George Mandilă, că ai fost Am terminat, da. Cred că trebuie să ne întâlnim, să discutăm despre modul în care arată listele pentru și bătălia generale de putere din interiorul partidelor și felul în care de foarte democrația, importantă, de fapt, nu există în interiorul partidelor politice. Zici există asta? O dictatură feroce. De ce crezi asta? Din experiența proprie sau pur și simplu din ce se întâmplă? Eu mă uit pe peste tot și văd ce se întâmplă. Păi va fi cu atât mai interesant. Pur și simplu există un om cu o ștampilă și atât. Păi va fi cu atât mai interesant să discutăm. Da. Îți mulțumesc frumos. Numai bine. La revedere. La revedere. Doamnelor, domnilor, am încheiat discuția de astăzi. A fost invitatul meu, domnul George Mândilă, ex-consilier județean, așa cum am spus și la momentul în care am început emisiunea, cunoscător al realităților de putere și realităților politice din interiorul partidelor, până la urmă și experimentat, aș spune, consilier, dar și militant în zona politică. Am vorbit despre partide, despre procente, despre zonele importante ale României, despre cum se polarizează voturile și cum se polarizează până la urmă influența politică. Asta e foarte importantă, că această influență politică alocă voturile și resursele. Eu sunt Ana Chetușa, noi vom mai reveni și cu discuția legată de alegeri, de proiectarea listelor și de, așa cum spunea invitatul meu din seara aceasta, de modul în care în partide se dezbate sau se dezbat ideile, se dezbate o altă idee sau o politică doar într-o anumită perspectivă. Și spunea invitatul meu că nu ar exista democrație. Vom vedea la discuțiile noastre și la momentul potrivit. Toate cele bune, la revedere!